Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu și împreună cu domnul primar Gheorghe Epure, primarul comunei Polovragi, vom fi alături de dumneavoastră în această seară. Bună seara, domnule primar! Bună seara, bun găsit! Bine ați venit la ENSA TV Regional din nou! Și dacă vă fost ENSA TV Regional, acum EMI TV, da? Ziceam de ENSA TV pentru că la ENSA TV ați fost, acum este aceeași televiziune cu alt nume și mult mai mare, o televiziune națională. Și mă bucur că veniți din nou la noi, data trecută, dragi telespectatori, dacă vă amintiți, domnul primar îmbrăcat în costum popular împreună cu grupul Cheile Oltețului de la Polovragi au colindat de sărbători de Crăciun foarte frumos, niște obiceiuri extrem de frumoase aveți acolo la dumneavoastră. Acum suntem la început de an, vin alegerile, sunteți la primul mandat acum, nu? Da, cu ajutorul meu, da. Păi, noi am zis proiecte și oportunități, dar proiecte sunt și cele pe care le-ați realizat și aș vrea să faceți așa un fel de raport scurt, fără să intrăm în amănunte, cam ce ați făcut în 4 ani, că vin oamenii și vă întreabă, ce ați făcut, domnule primar, în ultimii 4 ani? Am făcut întotdeauna o remarcă că atunci când puneți la drum trebuie să spui nădejdea Dumnezeu și eu zic că vă spuneam și înainte de misiune că nu consider nimic meritoriu nici pentru mine și nici pentru cei care sunt aleși sau în demnități publice, pentru că este o șansă pe care Dumnezeu ne-o dă ca să ne mântuim sufletele. Te pun și fă. Pentru că va fi o judecată aspră, pentru că ai oportunitatea, da, să o faci. Să faci proiecte. Să faci proiecte. Mulțumim Dumnezeu, am avut niște proiecte pe care le-am dus în continuare, au fost vreo 10 km de asfalt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, un proiect guvernamental, pe care l-am preluat la jumătatea investiției ca și implementare, le-am dus la bun sfârșit, continuând asfaltarea și executând rigole betonate, precum și podețe de acces la gospodării și pe drumurile laterale. La fel am încheiat un alt proiect finanțat tot prin Programul Național de Dezvoltare Locală Guvernamental, o extindere de canalizare. A fost vorba de 2 km paralel cu drumul județean și încă o rețea pe DS10. Cele două au fost preluate și duse până la capăt pe mandatul meu. După aceea, pe buget local, am reușit asfaltarea unui drum, drumul de acces în localitate, de la drumul național până la Batra Târgului și încă unui drum, îi spunem noi, pe la, de la domnul Bălan până la Onică Cerdac. Ne rămăsese neprins în acel proiect guvernamental. Pe ce distanță? 2 km și jumătate. A fost o investiție, v-am zis, totală pe buget local. După care mi-au fost alocați tot pe proiect guvernamental bani pentru grădinița din comunitatea de rudari, implementat cu succes în anul trecut și au și început cursurile grădiniței acolo. S-a făcut o renovare totală a grădiniței, o dotare, o schimbare a sistemului de încălzire, precum și echiparea cu tot mobilierul pentru desfășurarea activităților de educație, dar și recreative cu un parc de joacă în curtea grădiniței. Pe proiecte europene, în 2016, perioada octombrie-noiembrie-decembrie 2016, am depus mai multe solicitări după cum sunt. În octombrie 2016 am depus solicitare pentru modernizarea a 8 km de drumuri de interes local pe Programul Național de Dezvoltare Rurală, pe fonduri europene, finanțate prin AFIR, proiect care, al cărui contract a fost semnat cu AFIR în mai 2017 și implementarea a început abia în 2019, implementarea pe PZS, pentru că au fost 3 runde de licitații, cu contestații, mă rog, cu renunțări, dar cert este că e în derulare. Bun.
În noiembrie 2016 am depus proiectul pentru alimentare cu apă în cătunul de Rudari și realizarea unei rețele de evacuare a apelor uzate menajere în satul Lacuița și sudul satului Polovraci, cu stație de epurare în avalul satului Racovița spre hotarul cu satul Milostea. A fost semnat contractul în luna iulie 2017 și, mă rog, au fost și contestații după aceea la licitație pentru proiectare, pentru execuție, s-a prelungit, dar cert este că la alimentarea cu apă în cătunul de Rudari mai sunt lucruri de executat la bazinul de captare. Trebuie să se monteze la bazinul de depozitare a apei și stația de tratare. O să se monteze instalația de tratare și bazinul de depozitare, precum și apometrele, ceasurile de măsurătoare a consumului de apă la gospodările din cătunul de Rudari, dar de fapt este întreg tronsonul de la domnul Costea Ozan până în capătul Văii Verzi. Sunt peste 170 de gospodării care vor fi racordate și încercăm să racordăm la acest sistem de alimentare cu apă și gospodăriile imediat învecinate. Este vorba de vreo 10 gospodării pe o distanță de circa 200 de metri în total. Pentru că au fost privați și n-au putut, au fost privați de dreptul de a prinde, pentru că au fost destule investiții, mai sunt destule inconveniente tehnice, să spunem. De-a lungul unor tronsoane de drum sunt îngropate cabluri de alimentare cu energie electrică de 20 kVA și asta impune relocarea sistemului de distribuție și sunt multe de discutat, dar soluții se găsesc și lucrăm la ele și vor fi racordați și ceilalți cetățeni în imediată vecinătate. Am să vă întreb numai puțin, să amintesc telespectatorilor că pot să ne trimită SMS-uri la 0766314582. Nu ezitați să ne transmiteți întrebări sau opinii, puncte de vedere, puteți fi alături de noi cu asta. La fel, am depus în septembrie 2016 solicitare de finanțare pentru dotarea Cămilului Cultural și Ansamblului Folcloric Cheile Oltețului. A fost un proiect de în valoare de 300.000 de euro, dată fiind perioada scurtă, pentru că acest proiect putea fi finanțat până la 500.000 de euro și îmi doream o intervenție într-o extindere a sălii de festivități, dar dată fiind perioada foarte scurtă și faptul că nu aveam o tabulare a terenului aferent și a construcției Cămilului Cultural, am ales doar calea de a merge pe soluția dotării ansamblului și Căminului Cultural. Oricum aveți un cămin cultural impresionant și o sală de spectacol foarte frumoasă. Telespectatorii noștri au văzut, ați găzduit acum 2 ani, cred, festivalul. Și acum 3 ani, festivalul Școlii Populare de Artă. Și am avut și festivalul de festivalul național, 2 festivaluri al tarafurilor tradiționale. Exact. Și chiar aveți o sală frumoasă și care respectă toate regulile. Da, țin să vă spun că prin acest proiect a fost realizată o radioficare pe centrul civic al Comunei Polovraj, de la târgul, de la vatra târgului, cum spunem noi, până la Biserica Sfântul Dumitru, unde se transmit diverse informații și o să lăsăm să curgă în permanență, acum după recepția finală, în permanență să curgă informații printr-un canal de radio, canal local. Dar cine se ocupă de asta? Va intra ca atribut al directorului de cămin, domnul Ozan Narcis. Deci, cu alte cuvinte, domnul Ozan Narcis este și post de radio. Se ocupă de a furniza informații cetățenilor. Ce fel de informații furnizează? De asemenea, v-am zis, vor fi informații de interes local și de interes județean, local de Polovraj și la nivelul județului Gorj. Deci de interes național. Dar trebuie să vă spun că avem angrenați foarte mulți tineri și părerea mea și a directorului de cămin era cumva să-i atragem în aceste activități de promovare, de difuzare de diferite informații, tineri de la școala generală sau de la licee sau de la facultăți, pentru că urmărim dezvoltarea de abilități de comunicare. Corect. A tinerilor.
Vreau să vă spun că tot prin acest proiect s-a reușit o dotare cu mobilier a tuturor încăperilor din Căminul Cultural. Nou. Sală, mobilier nou în sala de spectacole, în sala de festivități, sala de repetiții, în sala de lectură, în biroul directorului, în tot ceea ce este pe acolo, sunt mobiliere care corespund noului. S-a reușit dotarea cu instrumente muzicale, de la cele populare până la cele clasice. Ce instrumente ați achiziționat? Să vă spun că sunt achiziționate fluiere și cavale de diferite dimensiuni și în plus s-a venit cu un țambal, s-a venit cu saxofone, cu taragote, cu pian și pianină. Ce frumos! Tot pe proiect orgă electronică, european? Pe proiect european, orgă electronică. S-a venit cu costume pentru ansamblul folclorului, pentru dansatorii, grupul de dansatori. Sunt costume din 6 zone enofolclorice, sunt aproape 400 de costume din toate zonele, acele 6 zone. Deci nu doar zone. Zona dumneavoastră, avem, zona de munte. Da, avem Maramureș și Oașul, de fapt, avem Moldova, avem Banat, Făgăraș, zona Mărginimii, Gorjul și Oltenie. Păi înseamnă că aveți de gând să fiți schimbul de nădejde al Școlii Populare de Art, al Doinei Gorjului, care Doamne are... Ajută. Am avut tineri care pe piniera Doinei Gorjului, au fost tineri promovați la Doina Gorjului și ne-ar face plăcere să putem realiza așa ceva și să știm că asigurăm câțiva tineri care să ducă mai departe activitatea Doinei Gorjului. Da, o să fie un pic de treabă, pentru că dacă le-ați luat costume din zonele respective, trebuie să mergeți pe coreografia, pe muzica zonelor respective. Și ei sunt amatori, profesioniștii, aia fac. Și amatorii se își întrec. Găsesc timp. Se întrec în a participa și a pune în scenă diferite dansuri pe coreografie. De altfel, sunt chiar și pe zona noastră, de câte ori îi văd la festivaluri, e o mare plăcere și toți cei care sunt acolo și se uită la ei, deci atât de frumos dansează, așa de elegant, așa de sigur, foarte frumos. Câți membri are ansamblul? Peste 100 de membri are, de la 3 ani până la 85-87 de ani. Ce trebuie să vă spun, dragi telespectatori, este că și primarul comunei Polovraj din Gorj a fost dansator, a condus ansamblul și acum ați spus... Și merg în continuare cu ansamblul. Mergeți în continuare cu ei, îmbrăcat în costumul popular. Nu mi-e jenă, nu m-a rușinat niciodată de familia mea, de neamul meu, indiferent cine au fost și... și cum au fost văzut în comunitate. Cert este că sunt ai mei și am căutat să-i țin aproape. Dar dumneavoastră se cresc oile, dumneavoastră aveți oi? Da, am avut până câte de curând. Ori? Am câte avut și 20 azi? Și 30 și 2. sunt costisitoare și vreau să vă spun că în momentul de față timpul alocat gospodăriei, cel puțin eu l-am foarte limitat. V-ați dedicat comunității. V-am zis, este o șansă de a salva sufletul. Sufletul dumneavoastră. Așa. Al meu și al tuturor. Pentru că nu caut să merg cu rău. Sunteți și credincios, știu asta. Atâta cât îmi îngăduie Dumnezeu și când mă ajută. Felicitări. Înseamnă că îi îndrumați pe oameni pe drumul cel bun. Doamne ajută să fie din cele toate bune. Punctele de vedere. Vreau să vă mai spun de ansamblu. Să știți că... ceea ce se întâmplă, promovarea localității, pentru că prin acest ansamblu am urmărit promovarea nu numai a tradițiilor, ci și promovarea localității din punct de vedere turistic. Și au dus numele localității, nu numai în țară, l-au dus și peste hotare. Dar în același timp am avut sprijinul Centrului Județean pentru promovarea și conservarea culturii tradiționale și a Școlii Populare de Artă. Ansamblul nostru este funcțional și în cadrul Școlii Populare de Artă și în cadrul Centrului Județean. Școala Populară de Artă activează la noi cu secție externă și avem fluierași și o trupă de fluierași, copii care au învățat, peste 17 copii au învățat la fluier și știu suite și pot să meargă de la egal la egal cu adulții. O spun cu toată responsabilitatea. Dar și adulții vin în ansamblu alături de ei tot timpul. Da, adulții chiar sunt bucuroși că tinerii, acești copii vin din spate și depășesc. Pentru că se temeau că nu o să mai avem fluierași în spate. Dar sunt puține ansambluri la nivel de localități care au și copii și adulți. Sunt foarte puține.
majoritatea sunt făcute din copii. Merg la școala populară sau, mă rog, trebuie să vă fac o mărturisire. Apropierea de cele vechi ale localității mi-au făcut-o membrii ansamblului și mi-au făcut-o conducătorii și membrii ansamblului, pentru că acolo, la ansamblu, am cunoscut legendele despre Zidovi, legendele despre Zamoxis, istoricirile, și nu le, multe știute și de acasă, dar altele refiind repetate la ansamblu, undeva m-a marcat și în mintea mea de copil se puneau semne de întrebare. Dar de ce? Când mi se spunea că stăteau Zidovii cu un picior pe piatra Oltețului și pe piatra Băiei și se spălau cu apă din Olteț. Mi-imaginam ce oameni le-aș putea să fie, pentru că știți dimensiunile cheilor Oltețului. Da. Ei, lucrurile astea mi-au pus semne de întrebare și m-au făcut să caut să cunosc mai multe despre noi, despre rădăcinile noastre. Cred că același lucru se întâmplă în mintea fiecărui copil care e la ansamblu. Și iar adulții de acolo se străduiesc să le transmită asemenea sentiment. Și pentru că vorbeați de turism, dumneavoastră aveți cum să promovați acolo zona, pentru că, adică merită să o faceți și chiar vin, sunt mulți oameni care vin, știți, dragi respectatori, că există și târgul Nedeia de Sfântul Ilie, care este cunoscută la nivel național și la care vin oameni din țară, deci chiar când venim la Nedeie, ne uităm la mașini ce numere au și avem marea bucurie să constatăm că sunt și de peste munte și din Dol și din Vâlcea și din Sibiu și din partea asta la altă, Mehedinți. Cam o jumătate de țară așa vine la dumneavoastră la Nedeia de Sfântul Ilie. Da, trebuie să vă spun care ține o săptămână, după câte știu. Ține o săptămână. Noi am reușit să împletim într-un parteneriat cu Centrul Județean pentru promovarea și conservarea culturii tradiționale și cu Consiliul Județean, precum și cu Artego S.A., mulțumiri domnului președinte al Consiliului Județean, mulțumiri domnului director al Centrului Județean, mulțumiri domnului David, directorul de la Artego, ca sponsor. Deci Artego, trebuie să vă spun că în cei 2 ani de zile acțiunile, când funcționează acea tabără de simboluri dacice, de sculptură în arta lemnului, să zicem, sculptură cu tema simboluri dacice, pe care noi am intitulat-o, după aceea într-un proiect mai mare, am regrupat într-un proiect mare și am zis Vatră Dacică, care acum este, au obținut avizele primare și urmează să fie incluse toate acele obiecte de artă, incluse pe lista obiectelor de for public. Sunt în această lună, este în avizare la Comisia din cadrul Ministerului Culturii pentru admiterea pe lista obiectelor de for public. Asta ne dă și o responsabilitate, pentru că va trebui să intervenim cu foarte multă atenție în conservarea acestor creații care sunt din lemn și, dat fiind faptul că sunt expuse în aer liber, în condiții naturale de ploaie, vânt, soare, îngheț, dezgheț. Bine, sunt tratate. Sunt tratate, dar va trebui să intervenim cu foarte mare acuratețe ca să le putem da o durată de viață mai lungă sau să le creștem durata de viață. Asta face parte din acel program de promovare a posibilităților turistice, a oportunităților și a potențialului turistic al Polovragilor, alături de faptul că cu ajutorul Dumnezeu am reușit și cu al oamenilor de bine, vreau să vă spun că de data asta oameni de bine au fost între Consiliul Județean care au aprobat în unanimitate ca peștera Polovrag să revină legitim comunei Polovragi. Și e un aplomb așa de încredere, pentru că ne putem mobiliza spre investiții în zonă. Trebuie să vă spun că am achiziționat un container modular, mobil, toaletă bărbați, femei, să-l punem în zona peșterii și urmează zile viitoare colegii să identifice, pentru că a fost foarte greu să ne hotărâm cum va fi amplasat și unde, ca să nu creăm nici disconfort. La fel am achiziționat un container modular cu 3 cabine care va fi instalat și legat la rețeaua de canalizare ape menajere în satul Pulvragi, în Poiana Mănăstirii, acolo, lângă parcările de la mănăstire, tot pentru a deservi necesitățile vizitatorilor și pentru a conferi un confort acestor vizitatori. La fel, s-a intervenit puțin la amenajarea terenului și vreau să vă spun că pentru viitor avem câteva proiecte depuse pe diferite, le avem pregătite și unele chiar cu solicitări de finanțare pentru intervenții de protecție împotriva căderilor de pietre în cheile Oltețului, pentru
pentru oferirea unui confort de deplasare pedestră către peșteră și înapoi, pentru că știți că este o zonă neasfaltată. Suntem în pași de preluare a tronsonului de drum de la Ocolul Silvic până în spatele cheilor Oltețului, de la regia Silvica Pădurilor către comuna, da? Polovraci. Și atunci veți putea investi, și atunci vom putea investi să-l asfaltăm, da? De asemenea, dorim să facem o intervenție și asupra așezării dacice de pe platoul de la Crucea lui Iosache. Sunt niște inițiative pe care le-am lansat spre ministere pentru diferite avize și avem studii de fezabilitate pregătite și așteptăm deschiderea diferitelor programe de finanțare pentru implementarea acestor programe. Trebuie să vă spun că s-au strâns foarte multe piese pentru crearea acelui muzeu de care vorbeam. Avem 3 case donate, 2 case și a căretul gospodărești donate de către cetățeni și urmează a fi relocate și duse în vecinătatea acelei cabane dacice pe care am construit-o în sesiunea a doua a acestei tabere de sculptură. Și iar cu obiectele culese, colectate prin donații de la diferiți cetățeni, pardon, din localitate, vom căuta să facem o trecere, o punere în valoare a habitatului polovrăgean, a ocupației polovrăgenilor de-a lungul timpului de la daci încoace. Va fi un muzeu al satului? Căutăm să fie un muzeu al satului viu. Și de ce spun muzeu al satului viu? Pentru că intenționăm ca acolo, împreună cu școala, cu Centrul Județean de Promovare a Culturii și cu Școala Populară de Artă, să desfășurăm toate activitățile de repetiții, de pregătiri în aer liber, cât se va permite, și dacă nu, în acele acăreturi pe care le vom asambla în vecinătatea mănăstirii. Foarte frumos! Felicitări pentru inițiativă! De asemenea, voiam să facem, să dăm viață unui istoric al hidrotehnicii populare polovrăgene. Și mă refer aici la un joagăr, o moară și o pivă. Să fie funcționale, nu neapărat să infectăm apa, să infestăm apa cu rumegul și cu, dar să se vadă cum funcționează. Da. Deci tot ca muzeu. Tot ca muzeu. Păi dar, și pe ce apă o puneți? Acum o să încercăm să punem acolo, va fi sursă de apă fixă care va prin panou fotovoltaic și cu motor va fi recirculată. Da, asta e ideea, ca să nu facem nici risipă de apă potabilă. Eu propun să spunem telespectatorilor care nu au avut ocazia să vadă o pivă ce este și cu ce se ocupă, la ce era folosită cândva. Ordinea era cumva într-un fel de eliminare sau să nu se infesteze sau să nu fie folosită apa deja murdară. Piva era de regulă prima amplasată. În pivă se duceau, era un coș mare în care cu vâltoare, da, se duceau de miile și se puneau, iar vâltoarea de apă rostogălea acele și făcea stofa, da. Dimia era o stofă de lână, dragi telespectatori, cei care nu cunoașteți, din care se făcea haina groasă de iarnă și pantalonul gros, ăla de înțeapă. Trebuie să vă spun că până prin anii 80 și chiar dacă nu mă înșel prin 90, a funcționat până târziu pe râul Olteț. Am auzit că există național, o pivă, da. Piva lui Țocu. Acum nu mai funcționează? Nu mai funcționează, ne-a costit că Dumnezeu să-l odihnească. Iar piva, nu, este greu să mă apelez la pivă în condițiile astăzi, pentru că sunt atâtea... Dar în muzeu merită să o aveți. În muzeu trebuie păi să avem așa ceva. Acea pivă sau aveți deja de unde să luați? Dacă nu mai este nimic, dar ideea e că avem de unde aveți și putem reconstitui, nu este o problemă. Așa, deci după pivă, deci cu niște maie făceau și vâltoare, dar parcă aveau și de bătut, da, da, și bătut, da. Și se ieșea din material, ieșeau capetele de fir și se forma așa ca o... cum e angora, dragii mei, dacă vă dați seama. Din bluzele de angora, din știți? Pivă, apa doar că de lână. Da, din pivă apa era distribuită, dirijată pe scocuri, mergea spre moară. Moară de apă, moară pentru, de apă măcinat pentru măcinat porumb. Și de acolo întotdeauna se lega următorul element, acel jogger, care acționa în sistem de verticalitate debitarea guștenilor. A fost o îndelnicire veche și străbunii mei au avut asemenea instalații,
Dar este de apreciat faptul că polovrăgenii n-au stat niciodată pe loc și au fost oameni cu inițiativă. Pentru că n-a fost CAP, haideți să spunem. Știți ce se întâmplă? Întotdeauna au muncit, au crescut animale, au case mari frumoase. Ați avut CAP? N-ați avut. Da, au fost unii astea, dar vreau să vă spun mai mult decât atât. Acum am, s-au luat pământurile. Da, da, s-au luat? Da. A fost unii ASE care a luat pământul fertil într-o anumită zonă, dar faptul că și nu s-a luat a depins de acei edili și de acei oameni ai locului de atunci care au știut să scoată în față non-valoarea pământului și nu valoarea, pentru că le-au arătat că nu este fertil și nu este productiv. Dar voiam să subliniez că prin acest proiect european pe măsura 76 prin dotarea comunității și asemenea folclorică a reușit și o o aducere la zi a monografiei polovragilor și vreau să vorbeam de aceste CAP-uri pe care am lansat-o în vara anului trecut. Satul Polovraj și satul Baia de Fier au fost sate mănăstirești. Au fost satele mănăstirii Polovragi. Așa se explică că a fost cumva o infuzie de foarte mulți ciobani mărgineni aici și n-a fost o izolare a lor cum s-a întâmplat la izvorul rece dincolo. Au fost izolați pe Valea Luncavățului vaideienii de astăzi sau la Novaci din Vâlcea. Da, din Vâlcea sau la Novaci de Gorj, din Gilord spre apus Novăcenii, iar din Gilord spre Rânca Ungurenii. Deci este știută, este partea de Ungureni și partea și-au permis să-i lase, s-au așezat unde i-a lăsat populația care băștinașă, dar la Polovragi și la Baia de Fier controlul asupra toleranței noilor veniți asupra migrației îl avea egumenul Sarețul Mănăstirii și în consecință i-au acceptat și s-au așezat, de aceea n-a fost o izolare a acestor ciobani, acestor mărgineni, care până la urmă s-au înrudit, s-au format familii mixte de autohtoni și mărgineni și foarte ușor și-au impus sportul lor și obiceiurile lor în... Pentru că în copilăria mea am prins costum vechi de Gorj, pe care mama mea l-a îmbrăcat de multe ori, dar l-a îmbrăcat și costumul ungurenesc. Și spunea mie, mai drag, zicea de multe ori, acel vâlnic, îl îmbrăca nenumărate ori. Cel gorjenesc. Cel gorjenesc. Pentru cine nu știe, trebuie să spunem că pe vârful munților meridionali, în zona Gorjii, Vâlcea și așa mai departe, Alba și Sibiu, era granița între Imperiul Austro-Ungar la un moment dat și Țara Românească, iar românașii noștri, ardelenii noștri, sibienii și din Alba și toți care trăiau acolo, n-au vrut, dragii mei, să stea peste hotare. Dacă s-a mutat hotarul, ei au fugit peste hotar tot în țara lor. Deci, practic, tot români de-ai noștri sunt și ei și erau, doar că, normal, populația de aici a fost un pic așa bulversată și atunci, într-adevăr, la Polovraj, cum spuneți... A fost o împrumutare de valori și de cultură. Da. Un schimb echitabil, zic eu, pentru că ce a fost bun s-a cules și s-a împământenit. Din punctul meu de vedere, toată această inovație hidrotehnică de care vorbeam este nu numai mult decât purtată de acei oameni care practicau această transumanță. Cel care călătorește are informație multă și o aduce și o implementează. Călătorile sunt surse de cunoaștere pentru oricare. Ori atunci, singurii care călătoreau foarte mult erau ciobanii, cei care făceau transumanță. Și dumneavoastră, de unde vă trageți? De peste munți sau de aici? Mama era gorjeangă și tatăl a fost... Nu, mama era din Baia de Fier, tatăl polovrăgean. Da, dar vreau să zic, erau din ciobanii din familie, de peste munte nu, sau nu, nu, din băștinași? Din ce am găsit în această cercetare pentru scrierea monografiei, familia mea, familia iepurilor era undeva sub pădure sus, unde mai locuiește încă o rudă noastră. Erau mai multe familii și toți erau retras în munte, sub pădure imediat. Centrul satului Polovragi era undeva spre zona Vulcan și unde e biserica veche, iar actualul drum județean era denumit înainte drumul Sării, era un fel de centură a polovragilor ocolitoare a satului Polovragi.
făcea legătura de la, cu Ognele și cu Bumbejul, cu Sadu. Deci, era o... deci n-ați venit de peste munte, erați de aici. Da, eram de aici pentru că am găsit în anale că locuiau acolo în vecinătatea pădurii și luau pământ ca să-l muncească de la mănăstire. În schimbul terenului pe care munceau, mergeau și făceau zile de muncă la mănăstire. Și dumneavoastră purtați cu drag, acum toți pălăvrăgenii poartă costumul alb-negru. Da, e o mândrie. E o mândrie să-l porți. Ești frumos. Este frumos și în același timp vorbește despre rădăcina ta. Corect. Nu mai avem decât foarte puține minute, dacă ne spune regia cât mai avem. Da, pe, eu nu văd de cameră, regia, nu văd televizorul de cameră. Nu văd ceasul de pe ecran. Vreau să vă mai spun de proiectele care au fost depuse și urmează să ne implementăm. Vă rog. Tot în luna, în lunile de toamnă de atunci, octombrie-noiembrie, am depus un proiect cu finanțare europeană, modernizarea drumurilor de exploatație agricolă. A avut 100 de puncte, a fost al șaselea sub linie, pentru că în accepțiunea finanțatorului, drum modernizat nu însemna doar drum asfaltat, însemna și drum pietruit. Finanțatorul fiind cine? Finanțatorul fiind Uniunea Europeană. Iar ei agreiau ca și indicator de calificare și de atribuire directă a finanțării. Era primul indicator cuantificabil, era lungimea totală a drumurilor pe care vrei să le modernizezi. Normal că dacă îl pietruiești e o valoare mai mică ca și cost, dar indicatorul este foarte mare ca și lungimea. Și, da, da. A rămas la șasea sub linie proiectul nostru, deși a avut 100 de puncte. Urma să se aloce fonduri pentru finanțare din economiile de licitații, dar dată fiind actualizarea prețurilor salariului, actualizarea contractelor prin creșterea salariului minim pe economie, da, da, în construcții, de la 2.000 la 3.000 de lei, toate aceste economii au fost folosite la maximum și nu au mai rămas de rezerve. Zicea reprezentanții Ministerului Dezvoltării și din fostul guvern și din actualul guvern că vor căuta măsuri ca să finanțeze măcar proiectele care au îndeplinit 100 de puncte. La fel am depus tot în lunile de toamnă de atunci pe măsura 7-6 din PNDR, tot fonduri europene, renovarea Bisericii Monument Istoric Sfântul Nicolae, Biserica de lemn Sfântul Nicolae. Am încercat să o trecem de primăria Pălăvrăgeni, dar statutul BOR n-a permis o străinare decât de 3 ani de zile, pentru că noi urmăream să o preluăm și să o putem investi. Doream aceasta pentru că la nivel de UAT cofinanțarea era 0 lei, la nivel de parohie cofinanțarea este 20%. Am avut un parteneriat cu crescătorii de ovine, au susținut... Asociația crescătorilor de ovine, nu? Nu, toți crescătorii din Pălăvrăgeni. Cu ei ca persoane fizice. Am contactat și au donat suma de 40.000 de lei, 400 de milioane lei vechi pentru a plăti consultanța și documentația de intervenție în lucrări pentru această biserică. Ce proiectul este acum în faza de recepție a proiectului tehnic și urmează în scurt timp să înceapă lucrările de reabilitare a acestui obiectiv. Sunt ceva finanțări, trebuie să vă spun, dar în momentul potrivit voi arăta toți sponsorii care au venit în sprijinul nostru. Da, de multe ori neașteptați, Dumnezeu lucrează într-un chip așa tainic. Și de la nivelul județului Gorj, oameni de bine care au venit cu sponsorizării materiale și au zis că vin și cu sponsorizări financiare. Da, au venit așa din proprie inițiativă? Nu, l-am bătut la ușă. Solicitați, ați fost noastră? Am bătut la foarte multe uși și sunt și uși care se închid, dar sunt și... Dar dacă se nu bați la niciuna, nu are cum să se deschidă vreuna. Dar dacă se închide una, se deschid alte două sau trei, pentru că Dumnezeu așa lucrează, frumos. Întotdeauna pentru o palmă ci se spală obrazul, să știți, și e un lucru mare. De asemenea, urmează acum să înceapă acel centru de fructe pentru depozitarea și procesarea fructelor. Despre care vorbeam acum ceva ani în urmă, da? De ziua căpșunului. Da, da. Dar soluția pe care am găsit-o, pentru că n-a fost o blocare, cum se zvonea, a fost o
necorelare între legislația românească și legislația europeană. Ceea ce era permis în legislația românească nu permitea dincolo în legislația europeană. Și a trebuit să venim cumva să mixăm aceste legislații și le-am mixat pe acest program. Iar acum, proiectul acesta, s-a format o cooperativă agricolă, iar acest proiect va fi finanțat prin acea cooperativă agricolă, unde și Consiliul Local, prin societatea Polo Vragii, care administrează Apă și Canal, va fi ca și acționar cu 20%, păr social 20%, în acea cooperativă agricolă. Deci avem la Polo Vraj cooperativă agricolă de producție? Da. Ia uzi, frate, știu că se vorbea că trebuie făcut, știu că veniseră cei din, nu mai știu din ce țară, cu stolonii aceia și dădeau și spuneau că ei au așa ceva. Am căutat să toate astea au fost prevăzute pe strategia grupului de acțiune locală, prin strategia GAL, unde am fost și președinte și am colaborat. E o echipă foarte dinamică, pentru că sunt mulți tineri și deschiși în idei și în căutare, efectiv. Este extraordinar, pentru că dacă iar așa vin și amintesc celor care știu și le spun celor care nu știu, pentru că sunt mulți tineri care nu au prins perioada comunistă, tot așa se numeau cooperative agricole de producție, doar că era terenul statului, iar oamenii munceau pe el. Și a fost așa o reținere a oamenilor când au auzit, iar CAP, păi ce de-aia l-am dat jos pe Ceaușescu? Aici sunt oamenii acționari. Oamenii sunt acționari și aici vin din propria inițiativă, își depozitează produsele și dacă vor le procesează. Deci va fi posibilitatea depozitării în două camere frigorifice, una mai mare și alta mai micuță. Și cu două linii de procesare. Urmărim ca după aceea să găsim proiecte complementare ca să putem extinde aceste linii de procesare și să dăm să fie funcțional cât mai multă oportunități de strângere, colectare acestor fructe, v-a zis și autohtone, deci cultivate și fructe de pădure. E o șansă pentru polovregeni, la fel cum este foarte mare și șansa dezvoltării prin infrastructura turistică. Da. Și când zic prin infrastructura turistică, mă refer nu numai infrastructura de vizitare. Pentru că această infrastructură de vizitare dezvoltată, v-am spus cum o văd eu, cu infrastructură ținând cont de obiectivele naturale istorice pe care le avem pe raza Comunei Polovragi, să dezvoltăm aceste obiective artificiale care să redea istoria locală și legendele locale. Trebuie să menționez că trecem de la una la alta, dar e bună această paranteză și țin să o fac. Vă rog. Denumirile, indicatorul stradal al Comunei Polvragi are străzile cu denumiri de preoți daci, de regi daci, de legende, de personaje, legendele despre jidovi. Dați-mi niște exemple. Avem drumul lui Zamoxis, drumul lui Burebista, drumul dacilor, Polvraga, strada Plaiului Iosache, strada Jidovilor, strada Cetatea Arcina, deci, strada Davos. Da, aveți indicatoarele puse? Da, le avem plasate indicatoarele. De circa două luni de zile. A, de-aia da, nu ne-am văzut da. Noi, că noi am fost astăvară la... Foarte interesant. Și sunt făcute din două dorințe. Da, drumul dacilor este drumul de la drumul național până la calea de acces de la drumul național până la târg. De la târg este drumul județean, are denumirea de drumul lui Zamoxis. Da. Ce interesant. Calea, drumul național cine care a avut ideea? Traversează... Eu trebuie să spun că da? S-au tras și... Dar a fost împărtășită ideea de Consiliul Local. Consilierii locali da, au votat, da? Depus proiect de hotărâre și... Foarte mici obiecții. Au fost și amendamente, bineînțeles, dar au fost amendamente. Ați ajuns la un numitor comun și s-a aprobat. Am ajuns la un numitor aprobat. Comun și s-a aprobat pentru că am căutat să venim pe denumiri arhaice și denumiri care să reprezinte istoria, cultura, legendele locale. Păi cu timpul trebuie să puneți plăcuțele din lemn, din piatră. Cu siguranță așa asta sunt? Vom face. Nu, cu siguranță așa vom face. Asta gândim să le scriem în lemn. Chiar vorbisem cu colegii, pentru că unul dintre salariații de la societate este sculptor și chiar voiam să-i dăm ca și sarcină lucrurile astea, o asemenea. Haideți execuție. Să spunem în care societate, că n-am vorbit despre societate. Avem o societate comercială prin care am obținut a licența Consiliului Local. A Consiliului Local. Consiliul Local este acționar unic.
Am dobit mai întâi licența de apă canal, am reușit să păstrăm apa și canalul în cadrul acestei societăți, îl administrăm noi, Consiliul Local, și licența s-a luat pe 5 ani. Deocamdată apa este la 1,39 lei, apă potabilă. Cheltuielile sunt... Sursa este un pârâu și un izvor și iar acum vom veni și cu apa care a fost captată în cătunul de rudari și vom căuta, v-am spus, să extindem și să funcționeze comun aceste, sperăm să nu fie... Și aveți stație 10, de tratare? Este stație de tratare pe fiecare sursă în parte. Am înțeles. Și se aduc probe lunar, probe de apă la DSP Gorj și pentru canal se duc probe de apă la Aba Olt, deci sunt toate conform normativelor impuse de standardele de funcționare. Ulterior, această societate a luat codul Caen și pentru prestare de servicii turistice și trebuie să vă spun că se ocupă de administrarea peșterii. Se ocupă, nu, administrarea peșterii o face comuna, o face primăria, comuna Polvraci, dar le-am dat prestare de servicii turistice. Angajamentul nostru a fost să preluăm angajamentele, deci acordul nostru a fost să preluăm angajamentele pe care le avea Muzeul Județean cu terți și am luat, preluat angajamentul cu salariații, cu acea firmă de pază, dar... am renunțat ulterior la acea firmă de pază și am preluat salariații printr-un concurs. Ei erau înscriși la cursuri de ghizi turistici, printr-un concurs care avea ca o regulă de bază să fie absolvenția unui curs de ghizi sau să fie înscriși la un curs de ghizi. A fost o preluare a acestor ghizi, acestor salariați, pentru că, în primul rând, erau polovrăgeni și, doi, erau cei care cunoșteau deja foarte bine peșterea. Aveau mulți lucrați, efectiv, lucrau la acolo. Acest obiectiv, da. Urmărim, eu știu, să fie o bună funcționare acestei societăți, pentru că e gestionată de Consiliul Local, consilierii, membrii Consiliului Local sunt Consiliul de Administrație al acestei societăți comerciale. Și peștera acum aduce venituri pentru comuna face plată către societate pentru prestarea de servicii de ghidaj. Și taxare, că taxarea trimitem salariați de la primărie și vor fi și sunt plătiți plătite serviciile de ghidaj. Haideți să spunem telespectatorilor care este perioada de vizitare, între ce ore, în ce perioada anului și care este prețul biletului. Prețul l-am stabilit la final, prin aprilie anul trecut, 10 lei pentru elevi și 20 lei pentru persoane adulte. Studenții nu intră la adulți? Am zis tineri, da. Tineri. Da. La fel ies veteranii de război, să știți, au o scutire, o reducere de taxă, precum și anumite persoane cu dizabilități și dar precum la fel grupuri organizate care vin cu copii de la casele de copii. În același timp... În ce perioadă se poate vizita? Asta vreau să vă spun, este deschisă în permanență, numai că traseul de vizitare este scurtat în perioada de hibernare a coloniilor de lilieci. Se intră doar jumătate din traseu, pentru a nu ne apropia foarte mult de colonie și să nu perturbăm cu zgomotele produse de către vizitatori. Acum se vizitează de la 8 la 16, iar în perioadele de vară, primăvară, jumătatea primăverii până am pus un program, este pe site-ul acestei peșteri, se vizitează de la 8 la 20. Sunt câte 3 persoane zilnic care, în perioada când e programul lung, care încearcă să deservească să ofere servicii turistice vizitatorilor. Și cert este că intenționăm acum, în cel mai scurt timp, după aprobarea bugetului, să instalăm tunicheți pe bază de tichete pentru a elimina orice fel de dubii vis-a-vis de taxare și să dăm naștere la interpretări. Deci vor fi accesul în peșteră, va fi ca și la metrou. Adică trebuie să taxezi biletul. Trebuie să taxezi biletul. Ca să poți să intri. Dacă să poți fiecare persoană în parte. Fiecare persoană în parte, sigur. Foarte corect, foarte bine așa, pentru că
Se pot face și interpretări, dar Doamne ferește, decât să existe cineva tentat să nu taie bilet, mai bine să-l taie. Corect. Spuneți-mi ce faceți cu banii. Faceți niște bani noi? Da, au fost niște bani noi, au crescut, da, sunt niște bani în plus. În afară de plata prestarii angajaților. Se duc la 250.000, 250.000, 270.000 salariile pentru persoanele de servicii și cam câți energia. Sunt 5 salariați ai acestei societăți, 5 salariați, 4 preluași cu încă un promotor, o persoană pentru responsabilă de marketing. Dar în societate mai sunt casierul de la Apă Canal și, bineînțeles, administratorul. Persoanele de servicii le plătim pentru ghidaj, bineînțeles. Vreau să vă spun că 100 de mii de lei au fost cheltuiți pentru achiziția acelor containere toalete, acel container mobil și cu 150 de mii în total. Nu, 150 de mii. 500 de milioane pentru containerul mobil, de lei vechi, și 500 de milioane de lei pentru containerul cu 3 moduli, iar 50 de mii de lei a fost pentru acea fosă septică tricompartimentată pe bază de bacterii care va sedimenta grosierul. Am înțeles. Mai avem 3 minute. Ce ați dorit dumneavoastră să mai spunem important despre localitatea noastră? Vreau să vă spun că a fost depus, suntem pe lista de sinteză la Consiliul Național de Investiții cu amenajarea în diguri și apărări de maluri pe părutăria și am în vedere maluri, realizarea de gabioane zidite de-a lungul părului tăria și pe afluenții acestuia. Și am omis să vă spun că tot prin programele naționale, prin programe guvernamentale, am avut două finanțări, s-au construit 5 podețe în satul Racovița și mai multe gabioane și 2 poduri mari peste părul tăria în Polovraci și vreo 400 de metri de gabioane din piatră. Pot să vă spun că pe buget local am mai executat rigole carosabile, reparații de rigole carosabile, de rigole și le-am transformat în rigole carosabile în centrul civic, pentru că am preluat în administrare partea de caros, de trotuare și șanțuri de-a lungul drumului județean și noi și Baia de Fier și cred că toate localitățile sunt munte. De asemenea, zic că suntem eligibili pe programe europene cu finanțare de la Bruxelles, am încercat pe port și a fost relativ târzie pronunțată acea hotărâre de guvern prin care noi suntem promovați stațiune turistică de interes local. A fost cu 10 zile înainte de expirarea sesiunii. Am solicitat prelungirea sesiunii cu 90 de zile, s-a acordat cu 30, dar tehnic am fost în imposibilitatea de a răspunde tuturor solicitărilor tehnico-financiare care presupunea calificarea noastră pe un proiect de 5 milioane de euro. Da, îl puteți redepune proiectul? Îl putem redepune, dar să știți că parte din el l-am avut redepus pe acel fond de dezvoltare creat de PSD. Acum semnasem contractul, acesta se află la Ministerul Dezvoltării și urmează să fie finanțat prin Ministerul Dezvoltării. E vorba de vreo 577 miliarde asfaltări în partea de nord a comunei, alei și drumuri pietonale. Am înțeles. Da. Avem câteva mesaje. Felicitări, domnule primar, spor la treabă. Și avem o întrebare. Când se fac căpșunile? Pentru că, dragii noștri, la Polovragi, oamenii cultivă căpșuni în suprafețe mari. Pentru că este un climat submediteranean, dacă nu mă înșel, se cam întinde până la dumneavoastră. Știți ce se întâmplă? Sunt foarte multe plante termofile, obitoare de căldură la Polovragi. Nu numai cele plantate, ci și plante spontane, din flora spontană. Și avem castanul comestibil, avem scărușul de stâncă. Sunt câteva plante care trăiesc efectiv în zona mănăstirii Polovraci, iubitoare de căldură și plante din climat mediteranean. Căpșunile mers se cultivă, în ultimii ani a scăzut drastic cultura, pentru că
polovrăjenii au fost folosiți de către acei intermediari. Era un preț de dumping, li se impunea, da. Nu dai. E, am zis că cu acest centru de depozitare și procesare să putem să le venim în ajutor, să poate să negocia prețul acolo. Și să le poată, da. Deci dacă vine și negociază prețul, le depozitez aici, poate mâine le dau, dacă nu, ți le pun aici și le bag la gem. Da. Și le vând la turiști. Și aveți cercul, da, se pot ambala, n-am eu problemă. Suntem la finalul emisiunii. Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Dragi telespectatori, domnul primar Gheorghe Epure, primarul comunei Polovraj, a fost invitatul meu în această seară. Eu sunt Aura Stoienescu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!